Ciao, signore! Rețeta de astăzi este o rețetă parfumată pentru că vorbim despre parfum și anume vă explic cum puteți să vă realizați în casă, într-un mod rapid, un parfum solid pe care să-l puneți în geanta dumneavoastră fără să gândiți că se varsă și mai știu eu ce poate să vă treacă prin minte referitor la acest parfum. Deci, parfumul solid vă înlătură toate aceste preocupări pe care le aveți în timpul zilei și puteți să-l aveți în permanență cu dumneavoastră. Care sunt ingredientele necesare? Ceara de albine, ulei de jojoba și fragranțe naturale, și anume pentru a parfuma. Eu am folosit vanilia și bergamotul. Dacă nu aveți uleiurile esențiale, puteți să folosiți esențele de la bucătărie. Deci, ce vă place dumneavoastră, cu cât puneți mai mult, cu atât va ieși mai parfumat. Cum procedăm? Într-un recipient din plastic punem o lingură de ceară de albine biologică și îl punem pe bemarel. Deci, în permanență trebuie să avem o cratiță cu apă în ebolizione, deci care fierbe. Punem cu fundul în această apă care fierbe, adăugăm o lingură de ulei de jojoba și 10 picături de ulei esențial de bergamotă, 10 de vanilie. În momentul în care s-a topit bine, bine amestecăm, deci până în momentul în care se topește ceara, în momentul în care s-a topit, o luăm și o punem în cutiuță. Eu am pus aici, așteptăm după aceea să se răcească, se solidifică, este așa, deci așa arată, și luăm cu degetul și punem după ureche, la nas, la puls, unde vrem noi să ne parfumăm. Observați că este un miros foarte plăcut, este ușor de realizat și ușor de luat cu dumneavoastră. Eu sper să vă placă rețeta mea, vă sărut și vă spun pe curând! Mii de pupici! Ciao!